Stimate comunități adventiste de ziua 7! În numele Comitetului Uniunii de Conferințe, vă adresez salutări frățești, cu binecuvântări, la începutul anului nou, 2024. Dumnezeu a creat anii ca unitate de măsură a timpului nostru limitat, și prin harul lui numărăm trecerea unui an vechi și întâmpinăm venirea altuia nou, în așteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce stă pe scaunul de domnie din ceruri și zice: Iată, eu fac toate lucrurile noi. Aceste cuvinte sunt demne de încredere și adevărate. Pentru mine, personal, dar și pentru pastorii din echipa noastră de lucru de la Uniune, anul 2023 a fost un an în care am încercat să promovăm identitatea noastră adventistă, să facem mai bine cunoscut numele de adventist și crezurile noastre bazate pe Biblie. A fost un an plin, așa cum știu că a fost și pentru dumneavoastră, întrucât trăim în timpul sfârșitului și lucrurile se precipită într-o anumită direcție. însă urmează zile mult mai deosebite pentru poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis că vom trăi vremurile la care au visat patriarhii și profeții din vechime. Profețiile despre evenimentele care precedă revenirea Domnului Isus pe pământ se vor împlini la literă. Dragi frați și surori, dragi credincioși, nu putem anticipa dificultățile care vor veni peste noi ca popor al credinței date sfinților odată pentru totdeauna. Suntem conștienți de slăbiciunile noastre, însă lumina profeției ne avertizează să nu greșim, va fi o zguduire în mijlocul poporului lui Dumnezeu, dar nu acesta este adevărul prezent care trebuie să le fie vestit bisericilor. Spunea Ellen White, unul dintre cei trei fondatori ai bisericii adventiste și în același timp profetul care a scris cel mai mult despre timpul sfârșitului. În Evanghelii, Mântuitorul ne-a lăsat cuvinte extraordinar de încurajatoare. Îndreptați-vă și ridicați-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Deci, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Dați-mi voie să descriu trăsăturile credinciosului adventist care îl așteaptă pe Domnul în anul 2024. Prima trăsătură este evlavia caracterului. În accepția modernă, aceasta înseamnă comportamente ireproșabile în familie și în biserică, dar și la serviciu și în societate. În limbaj bisericesc, aceste trăsături sunt asociate termenilor sfințenie și neprihănire. Dumnezeu nu cere mai puțin decât putem face și după aceea, peste eforturile noastre, Domnul Hristos așează veșmântul imaculat al neprihănirii sale, de care vom avea atâta nevoie în fiecare zi. În același timp, adventistul autentic este dedicat total cauzei generale a Bisericii. Cu bună credință, este prezent activ la închinarea din Sabbat. Contribuie la crearea unei atmosfere plăcute și înălțătoare la serviciile divine ale Bisericii. Răspunde cu dedicare atât la anunțurile locale, cât și la apelurile venite dinspre departamentele Bisericii. Pentru el, Biserica este o comunitate de familie veritabilă. În care lucrează dezinteresat pentru binele celorlalți. Nu se lasă descurajat, nici nu e doborât de vreo supărare sau întristare. În perioada când cei mai mulți își urmăresc propriile interese, confortul unei vieți ușoare sau chiar satisfacerea plăcerilor, credinciosul autentic investește timp consistent în misiunile adventiste, răspunde la chemările organizației și oferă din resurse pentru inițiative care au impact. În România, biserica lansează multe chemări pentru dezvoltarea învățământului adventist, pentru lucrarea din centrele de sănătate în curs de a fi deschise, în zecile de librării și penitenciare, în asociațiile caritabile și sociale administrate de oameni ai bisericii, pentru mentorarea copiilor și a tinerilor și așa mai departe. Iar în ultimul rând, adventistul veritabil, care pășește cu încredere în criza finală a umanității, este motivat de dragoste. El a descoperit în mod practic că acum rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Prin urmare, așteptătorul Domnului Hristos își extinde influența dincolo de comunitatea locală pentru alinarea celor mai neînsemnați semeni și dincolo de granițele țării pentru grăbirea împărăției lui Dumnezeu. Astfel de oameni așteaptă Dumnezeu să fim, iar profeția confirmă că lucrurile se vor întâmpla chiar așa. Citez, în mijlocul umbrelor tot mai întunecate ale crizei finale care va lovi pământul, Lumina lui Dumnezeu va străluci cu cea mai mare putere, iar cântecul de speranță și încredere se va auzi în tonurile cele mai clare și mai nobile. Stimați frați și surori, Providența ne-a onorat să trăim în anul 2024. Este un an solemn, încărcat de responsabilități. Dumnezeu ne-a încredințat informații de un interes extrem pentru populația lumii și cădem în genunchi înaintea Lui pentru a-l ruga să ne conducă în împlinirea sarcinilor puse pe umerii noștri. Pentru comunitatea adventistă română, anul 2024 este un an al sănătății și voioșiei. În acest sens, vă urez să aveți bună dispoziție și să fiți sănătoși. Împreună, membrii Comitetului Uniunii ne rugăm ca în familiile dumneavoastră să aveți relații excelente cu potențial misionar și să împlinim cu toții legile sănătății așa cum sunt scrise în Biblie și spiritul profetic. Ellen White ne-a spus că scrierile ei vor vorbi neîncetat, iar lucrarea lor va înainta până la sfârșitul timpului. Deci putem avea încredere deplină în sfaturile inspirate și le putem urma cu inima veselă în practica vieții de zi cu zi. Domnul să vă binecuvânteze și să vă păzească. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste voi și să se îndure de voi. Domnul să și înalțe fața peste voi și să vă dea pace.